Bine ați venit, dragii mei, în prima zi de Paști la o etalare specială. Am numit-o Mesaje de la Zodii pentru Zodii. Sper că ați petrecut un Paște liniștit, că în sufletul vostru s-a așternut pacea și că inima dumneavoastră iertătoare și plină de speranță. Iată, se bucură de reînnoirea aceasta pe care ne-o aduce de fiecare dată sărbătoarea Paștelui. Dragii mei, am să aprind o lumânare pentru sănătatea celor care urmăresc acest videoclip. Vă mulțumesc frumos pentru vizualizările dumneavoastră și pentru prietenie, pentru mesajele plăcute pe care le primesc și gândurile bune pe care vi le întorc înzecit. Dragii mei, am pregătit mesaje de la îngeri pentru sufletul fiecărei zodii, da? Apoi, așa cum spuneam, vor fi mesajele de la zodii pentru zodii din Moonology. De aici voi extrage 3 mesaje. Poate că voi vă gândiți la o anumită persoană sau această persoană se gândește la voi. Poate aveți nevoie să fiți împăcați cu această persoană, să acceptați faptul că la un moment dat poate a avut preferințe diferite sau a avut, așa a fost să fie, da, viața într-un fel sau altul. Poate veți găsi niște răspunsuri, dragii mei, de aceea vă invit. Iar cartea a treia, da, este din pachetul Puterea Gândului. Puterea Gândului dumneavoastră. Sper să vă placă această etalare pe care o realizez cu mare drag pentru voi. Și iată că începem cu Zodia Berbec. Să vedem mesajele de la Zodii pentru Zodii. De fapt, mesajele de la Zodii pentru Zodia Berbec, dragile doamne și domni, pentru această zi de 17 aprilie, luni, avem în primul rând un mesaj de la un săgetător. Să vedeți imaginea completă a unei situații, să vedeți punctele de vedere ale dumneavoastră, ale persoanei din săgetător și ale situației în care poate dumneavoastră vă aflați. S-ar putea ca, privind panoramic în ansamblu, să găsiți, da, așa spune, figura completă, poate înainte și după un eveniment sau ce repercursiuni are sau ce binecuvântări poate să aducă o anumită situație din viața dumneavoastră în care este implicată și această persoană din săgetător. Al doilea mesaj, dragi berbeci, vine de la un rac și spune să treceți dincolo de orice temere, de orice insecuritate. Dacă aveți rețineri, să faceți un anumit demers, dacă aveți grijă, vă îngrijorează situația unei persoane în zodia rac, aceasta spune să nu vă mai temeți. Sau dacă voi vreți să faceți un demers și persoana aceasta, da, vă încurajează, vă spune da, să mergeți dincolo de orice fel de grijă, de să nu vă faceți, cum se spune, gânduri, nici negre, nici de, cum să vă spun, ușoară anxietate cu privire la o anumită situație. Și cea de-a treia carte, dragi berbeci, iată, ca mesaj, vine din partea unor gemeni. Ce frumos, să îmbrățișați parcursul vieții, să îmbrățișați fluxul vieții, să mergeți cu acest curent în care voi sunteți, voi, dragi berbeci și acești gemeni, să vă bucurați de fiecare zi, să lăsați în urmă tot ceea ce v-a descurajat sau poate v-a adus supărare sau îndoială. Mergeți, pentru că în general mergem cu acest parcurs al vieții, consumul nostru de energie este cel mai mic.
Dacă ne-am împotrivit, dacă am încercat să ieșim din rândul în care suntem, dacă am încercat să încetinim sau să mergem mai repede decât parcurg evenimentele în mod natural, consumăm mai multă energie. Acest parcurs, da, această lăsare în voia curentului în care sunteți, este unul benefic, se pare, între voi și acești gemeni. Să vedem un mesaj, puterea gândului, și puteți repeta și dumneavoastră după mine sau doar ascultați conținutul. Mă iubesc pe deplin în momentul prezent. E foarte important să vă acordați iubire de sine, dragii mei berbeci, și ce mesaj ați putea să mai repetați, dacă vreți. Sunt tandru, tandră, bun, bună și încurajator, încurajatoare, cu copilul meu interior pe măsură ce descoperim și ne eliberăm de mesajele vechi și negative din noi. Se pare că aveți această tendință și sufletul vostru, copilul vostru interior, asta își dorește, eliberarea din niște gânduri negative. Sper că le-ați lăsat departe și că lumina învierii a adus această liniște în sufletul vostru. Hai să vedem care înger vă adresează un mesaj. Vedem că este Zana, da? Și vă spune Zana că sunteți protejați de toate tipurile de pericole și că ce a fost mai rău a trecut, este în spatele tău. Îți cere acest înger să vă relaxați și să vă simțiți în siguranță. Foarte frumos mesaj, dragii mei, sper că și voi simțiți această încurajare din partea fiecărei cărți în parte și vă aștept cu drag și la alte etalări. Paște fericit în continuare, dragii mei, și iată cum am ajuns la Zodia Taur. Să vedem, dragii mei, din Zodia Taur, dragi doamne și domni, mesajele pentru Zodia Taur de la trei semne zodiacale. În primul și în primul rând, am să extrag, cred că sunt trei aici, au vrut ele să iasă, da? Sunt exact cele trei mesaje. Primul dintre mesaje vine din partea unui leu. Să aveți curaj, dacă nu cunoașteți un leu. Este acest rege al animalelor care vă transmite această energie. Fiți sălbatici, fiți curajoși, fiți determinați, aveți putere, puneți-vă tot curajul și toată determinarea în ceea ce vreți voi să obțineți. Dacă sunteți cu un leu și cunoașteți această persoană, vă încurajează să mergeți în îndeplinirea visurilor voastre, să nu lăsați absolut nimic să vă stea în cale, să fiți regali, dragi tauri. Cel de-al doilea mesaj vine din partea unor gemeni, iată, să vă clarificați mintea, să vedeți, să dezlușiți gândurile voastre și care dintre idei este mai importantă. S-ar putea ca voi să fi avut o discuție puțin în contradictoriu sau destul de provocatoare cu această persoană în zodia Gemeni și poate e bine să lăsați să se așeze ideile, gândurile, pentru a înțelege exact ce a vrut să spună această persoană, să vedeți dacă într-adevăr a ajuns la această persoană ce ați vrut voi să-i transmiteți, da? Să îndepărtați orice fel de bariere de comunicare. Iar cel de-al treilea mesaj vine din partea unui capricorn, să lăsați trecutul în urmă. Nu știu dacă au fost anumite experiențe mai plăcute sau mai puțin plăcute, dar această persoană în capricorn vă invită să vedeți mai mult prezentul, să fiți mai curioși referitor la viitor, să-l conturați dumneavoastră, să-l vizualizați. Se pare că trecutul nu are rost să fie păstrat. Poate că au fost anumite neplăceri în trecut și e bine să le lăsați în urmă. Oricum, noi știm că trecutul nu mai poate fi schimbat, dragii mei tauri. Hai să vedem în continuare care este mesajul încurajator, care este
Gândul acesta, da, puterea gândului dumneavoastră. Puteți repeta după mine afirmațiile: sunt o ființă armonioasă. Vedeți, este armonia care de obicei vine și după Paști. Ce anume spune mesajul și ce puteți repeta după mine? Sunt în armonie cu toți oamenii, locurile și lucrurile din lumea mea înconjurătoare. Sunt în pace. E adevărat, este un gând bun pe care îl transmiteți Universului cu tot ceea ce are acesta să vă ofere. Un univers prietenos, un univers echilibrat, conform gândurilor noastre. Noi oglindim și Universul ne oglindește. Iată, Zana este îngerul care vă spune că sunteți protejați de toate tipurile de pericole, că ce a fost mai rău se află în spatele vostru și vă cere să vă relaxați și să vă simțiți în siguranță. Dragi doamne și domni în Zodia Taur, se pare că dacă au existat dificultăți, acestea s-au evaporat, cum se spune, și-au găsit un curs, da? De a fi acceptate așa cum apar ele. Sper că v-a ajutat această incursiune, acest timp petrecut cu voi. Vă îmbrățișez cu mare drag și Paște fericit în continuare. Iată cum am ajuns la Zodia Gemeni. Să vedem pentru dragii domni și doamne din Gemeni care sunt mesajele zodiilor pentru voi în această zi de 17 aprilie. Nu știu dacă sunt 3 mesaje, da, dar se pare că exact 3 sunt. Primul mesaj vine din partea unui rac și spune să lăsați toate fricile să se dizolve, să aveți mai multă încredere în prezent și în viitor. Temerile acestea sunt mai mult în mintea dumneavoastră. Veți vedea că realitatea va fi mai puțin dificilă decât o percepeți voi acum. Această persoană vă încurajează să vă eliberați, da, să dizolvați temerile. A doua persoană care dorește să vă adreseze un mesaj este cineva din Zodia Pești care vă roagă să o iertați sau vă spune să iertați o anumită situație, da, forgive. Este un mod bun, da, de a accepta ceea ce a fost, pentru că veți scăpa de un bagaj sufletesc. În momentul în care nu ne iertăm pe noi înșine sau nu iertăm o anumită persoană, acea emoție, acel sentiment neplăcut rămâne cu noi ca o greutate sufletească. Și vă roagă această persoană în Zodia Pești să iertați, dragii mei, atât pe ei cât și pe dumneavoastră. Și din nou, acest rac, da, sau altă persoană din Zodia Rac, să luați o pauză, să vă relaxați puțin și să deschideți, de exemplu, fereastra larg, da, și să întindeți brațele în lateral, să inspirați adânc. Să inspirați adânc aer curat, proaspăt, rece, să vă închipuiți că acest aer adună toată durerea sufletească și să expirați acest aer cu toate supărările. Dar acest rac vă încurajează să luați câteva respirații din inspirații, cum ar veni, de aer curat, să expirați toată energia negativă. Foarte frumoase mesaje, da? Dragii mei gemeni, să vedem puterea gândului ce vă transmite. Care ar fi mesajul pe care puteți să-l repetați și cu mine, dacă sunteți de acord? Toate relațiile mele sunt înconjurate de un cerc de iubire. Iată, se pare că voi vreți acest lucru, veți armonie cu ceilalți, vreți ca iubirea să triumfe, normal, mai sunt discuții, normal, sunt păreri diferite, dar acceptarea aceasta să vă aducă împăcare. Ce anume puteți da să mai repetați după mine? Mesajul de pe verso.
Toți suntem elevi și profesori, mă întreb adesea ce am venit să învăț aici și ce am venit să învăț pe ceilalți. Se pare că dumneavoastră faceți acest schimb de sentimente, de emoții, de lecții, cum se spune, da? Din experiența voastră de viață împărtășiți, iar ceilalți la fel vă trimit dumneavoastră această înțelepciune, să-i spunem. Îngerul care vă veghează, dragii mei, este Roșel. Iată, vă arăt întâi mesajul și vă citesc imediat ce spune. Spune că tu ești foarte onorat și tu vei urma o ghidare, așa cum îți spune inima ta. În acest fel, prosperitatea va veni spre tine. Dacă vei alege calea inimii, dacă vei face în așa fel încât să urmezi mai mult ceea ce simți, decât dai mai mult intuiția ta, decât rațiunea aceea rece, da, cu atât mai mult prosperitatea va veni spre tine. Și Paștele se referă la dar, la a dărui din ceea ce avem și din ceea ce suntem. Sper, dragii mei gemeni, că ați primit mesajele potrivite pe care poate voi le așteptați. Vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc un Paște fericit în continuare. Iată cum am ajuns la Zodia Rac. Să vedem pentru doamnele și domnii din Zodia Rac ce zodii, da, ce semne zodiacale doresc să vă adreseze un mesaj. Sunt trei zodii, voi extrage trei cărți, da? Și ia să vedem, dragii mei, cred că sunt numai două aici, o să mai extragem unul. Sau chiar sunt trei? Hai să vedem. Chiar sunt trei, dragii mei, numai că sunt foarte lipite. În primul rând, este o persoană din Zodia Capricorn care vă trimite să te ridici și să conduci. Cineva din Zodia Capricorn știe că sunteți lideri, că sunteți doamne sau domni, voi conduceți prin puterea exemplului vostru. Aici vedem niște munți pe care îi treceți. Deci vă spune să mergeți în continuare și să conduceți, pentru că e o încurajare. Dacă vă îndoiți, dragii mei, se pare, dragii mei raci, că această persoană din Capricorn pur și simplu vă oferă din puterea sa, vă încurajează, are încredere în voi, da? Că veți merge mai departe și veți conduce și veți reuși să vă atingeți acele țeluri. Iată o fecioară, o persoană în Zodia Fecioară, vă invită, dragi raci, să evaluați situația în care vă aflați. Fie că vorbim despre o colaborare pe care o aveți sau o relație cu o persoană în Zodia Fecioarei, poate fi un prieten care se referă la situația în care sunteți voi, să evaluați unde ați ajuns, ce v-ați dorit, dacă într-adevăr este ceea ce ați intenționat, dacă vreți să schimbați o anumită direcție sau nu. Este foarte sfătoasă, da, această persoană în Zodia Fecioară și iată, un berbec vă spune, da, mergeți către ceea ce vă doriți. La fel, văd că vă încurajează, sunt niște munți aici, sunt niște încercări prin care treceți. Să aveți curajul, da, că veți reuși, să aveți această încredere în voi. Este un mesaj de... acestei persoane îi pasă de voi, îi pasă de reușita voastră și probabil că aveați nevoie de această încurajare. Succesul este pentru voi, dragi raci. Să vedem în continuare care este puterea gândului și puteți repeta după mine mesajul cărții, da? Pentru că este unul motivațional. Iată, mă bucur de serviciul meu. Se pare, dragii mei, că v-ați schimbat serviciul sau aveți un serviciu în care voi chiar vă simțiți foarte bine. Și e foarte important să nu lăsați la voia întâmplării, ci să manifestați această, cum să-i spun, această plăcere de a munci, de a prefera ceea ce faceți.
Care este mesajul de pe verso? Există oameni care caută exact ceea ce am eu de oferit și suntem aduși la oaltă pe tabla de șah a vieții. Ori sunteți în căutarea unui serviciu și această frumoasă carte vă încurajează, da, să aveți aceste afirmații pozitive prin care să reușiți, dragii mei, să găsiți acea cale, acea cale profesională care să vă împlinească. Să vedem mesajul din partea unui înger, iată cum a sărit, Atena, zeița dreptății, da, îngerul dreptății, spune așa, că tu te simți în siguranță și în putere și tu știi că această putere pe care o ai este una iubitoare din care pot să beneficieze și ceilalți la fel de bine ca și tine. Foarte frumoasă este această carte. Aș spune așa, voi aveți puterea de a face ceva și să alegeți un bine comun, un bine din care să beneficieze și alte persoane, să vă folosiți puterea cu înțelepciune și într-o direcție pozitivă. Foarte frumos, dragii mei, sper să fi rezonat cu aceste mesaje. Eu vă mulțumesc tare mult pentru atenție și vă doresc Paște fericit în continuare. Ajungând la Zodia Leu, dragi doamne și domni din Zodia Leu, să vedem care sunt mesajele din partea zodiilor. Da, ce zodii, trei lamele voi extrage, deci sunt trei persoane care doresc să vă adreseze câte un mesaj. Și hai să vedem, dragii mei, avem așa, 1, 2, 3, sper să fie bine. Primul dintre mesaje vine de la un săgetător. Să fiți recunoscători, să practicați recunoștința, să vă bucurați de binecuvântările care au ajuns în viața voastră și prin această energie de recunoștință să puteți să primiți și mai mult din partea Universului. Vă încurajează această persoană din săgetător să credeți în puterea visurilor dumneavoastră și să îmbrățișați tot ceea ce vine, orice binecuvântare vine spre voi. Cea de-a doua carte este de la un săgetător. Să dați curs unei șanse care vine spre voi, dragii mei. Va veni o oportunitate și sunt mari șanse, da, să puteți, e o cale nouă, e o opțiune pe care o puteți avea. Deci vine o șansă spre voi și să beneficiați de aceste avantaje care sunt aduse de respectiva șansă. Iar cel de-al treilea mesaj de la un taur, să știi că tu contezi, da, să nu uiți, drag leu, că tu contezi, că ești doamnă sau domn, meriți tot ce este mai bun, ai în tine, meriți o iubire necondiționată și ești o persoană valoroasă și nu trebuie să te simți întotdeauna dator să faci ceva pentru a fi apreciat. Deci, exact așa cum ești tu, fără să faci nimic, meriți, da, exact așa, da, cartea aceasta vine tocmai din dorința de a încuraja persoanele care consideră că trebuie neapărat să facă ceva pentru a fi iubiți, da, e vorba despre iubirea necondiționată. Hai să vedem o carte, Puterea Gândului, puteți și dumneavoastră să repetați după mine, întâlnesc iubire oriunde merg. Este foarte frumos acest mesaj. De asemenea, avem și un motivațional pe verso. Puteți să rostiți cu mine. Iubirea e pretutindeni, iar eu sunt iubit, iubită și iubitoare, iubitor. În viața mea există oameni iubitori, iar eu îmi exprim cu ușurință iubirea pentru ceilalți. Dragii mei, probabil că sufletul vostru simte nevoia să-și exprime iubirea, afecțiunea pentru ceilalți, iar veți vedea ce frumos vor veni
aceste reciprocități, le-aș spune eu, da? Veți vedea că sunteți iubiți, că sunteți apreciați și această putere a gândului va face mult mai armonioase relațiile și interacțiunile pe care voi le aveți. Să vedem mesajul din partea îngerilor pentru voi. Iată, Brigitte, da, vă spune următorul lucru. Spune așa că îți este garantată protecția. Să privești mai în profunzime în situația în care te afli, înainte de a merge mai departe. Spune că e bine să fii prevăzător, e bine să iei în calcul toate acțiunile, toate efectele acțiunilor și să privești în profunzimea ei o situație, o relație, o profesie, ceea ce vreți să faceți înainte de a merge mai departe. Sper, dragii mei, că v-au ajutat aceste mesaje. Sper din tot sufletul, da, că, cum să spun, rezonați cu tot ceea ce este bun. Vă doresc un Paște fericit și vă îmbrățișez cu mare drag. Trecând la Zodia Fecioară. Haideți să vedem, dragii doamne și domni din Fecioară, care sunt mesajele zodiilor pentru dumneavoastră? Wow! Primul dintre mesaje chiar a dorit să... Așa, am reușit. Vine din partea unui berbec, da? Și ce spune? Să te împuternicești. Deci să fii mai puternic, să fii mai încrezător sau încrezătoare în tine. Intră în putere, ia-ți puterea înapoi. Acest berbec îți spune că pentru tine e foarte important să te simți puternic, puternică, da? Și probabil că voi o aveți, puterea, dar nu o folosiți. Folosiți-vă puterea, dragi fecioare. Să vedem al doilea și al treilea mesaj, ce părere vă face, cum ar veni. Iată un săgetător, vă spune să practicați recunoștința. Practicați această recunoștință pentru tot ceea ce aveți ca binecuvântări în viața dumneavoastră, în așa fel încât universul să poată să vă ofere mai mult, mai ales din ceea ce vă doriți. Săgetătorul acesta probabil că este într-o relație cu voi, poate fi un prieten, un membru de familie, o persoană dragă vouă. Și vă, probabil, dragi fecioare, vă aduce aminte că aveți foarte multe motive de a vă bucura. Să vedem și al treilea mesaj. Al treilea mesaj vine de la un berbec, din nou berbec, da? Spune să mergi și să lucrezi la emoțiile pe care tu le ai. Emoțiile acestea să fie exprimate, să fie acceptate și integrate în sufletul vostru. Că sunt emoții pozitive, emoții negative, important este să treceți prin ele, să le recunoașteți, să nu le ignorați. Pentru că sunt ale dumneavoastră și poate că influențează și alte persoane, da, cum ar fi această persoană din berbec. Foarte frumos, mergem mai departe. Să vedem care este puterea gândului dumneavoastră, care dintre cărți dorește să vă adreseze un mesaj. Puteți chiar să repetați după mine. Veniturile mele sunt într-o creștere continuă. Foarte interesant, dragii mei, dacă vă îngrijorați din cauza banilor, da, puteți repeta acest lucru. Banii înseamnă energie și un schimb de servicii. Cât de mulți bani am, asta depinde de ceea ce cred eu că merit. Aveți grijă, exact, să vă dați seama că meritați, dragii mei, și să faceți în așa fel încât, da, prin acest gând că îi meritați, să îi obțineți. Să vedem și ce înger dorește să vă transmită un mesaj. Iată, este îngerul Teresa
Și vă spune așa să vă odihniți, să vă opriți, pentru că ați fost atât de ocupați, să aveți grijă de toți ceilalți din jur și de nevoile lor, încât acum este timpul să vă opriți și să aveți grijă de voi înșivă. E foarte important să aveți timp de voi, de gândurile voastre, de emoțiile voastre, pentru ca ele să nu ajungă să somatizeze, să nu ajungeți dintr-un gând neprocesat, o emoție neprocesată, să aveți anumite dureri sau afecțiuni. Eu vă îmbrățișez cu mare, mare drag și vă doresc Paște fericit în continuare, ajungând la Zodia Balanță. Dragii mei din Zodia Balanță, da, doamne și domni, vom vedea trei mesaje din partea acestor cărți oracol. Primul mesaj vine din partea unui leu și vă spune să fiți puternici, să fiți sălbatici, să fiți regali, să aveți determinare, să mergeți în calea tuturor dorințelor și împlinirilor voastre. Foarte frumoasă este această carte și acest îndemn, aș spune eu, dragi balanțe, sper să-l luați în considerare. Iată, simt că este cartea pentru voi. O zodie pești, cineva din zodia pești vă spune să vă onorați sentimentele, să fiți atenți la ceea ce simțiți, la emoțiile voastre, la sentimente și să le onorați, să fiți recunoscători pentru faptul că le purtați, le aveți. Nu știu dacă persoana aceasta este în relație cu voi, e membru de familie sau este un prieten foarte bun, dar vă spune că aveți niște sentimente foarte frumoase, că sunteți o persoană, da, care poartă emoții înălțătoare și să le onorați. Foarte, foarte frumos, dar vă îndeamnă la reflecție, dragii mei. Hai să vedem puterea gândului pentru Zodia Balanță. Care din mesaje dorește să vină spre voi? Este unul motivațional. Să repetați, dragii mei, afacerea mea este prosperă. Sper din tot sufletul să credeți cu tărie acest lucru și de asemenea puteți să repetați după mine această afirmație. Mă bucur de reușitele altor oameni pentru că știu că este din belșug pentru toți. Se pare că această bucurie pe care o puteți manifesta legată de ce reușesc alții să facă și ce vă motivează pe dumneavoastră, da, din ceea ce fac ei, dar această admirație a celorlalți să vă aducă și dumneavoastră o reușită și o prosperitate. Este vorba despre o afacere în care beneficiați de ambele părți, este un fair play și voi îi susțineți o afacere și altă persoană vă susține afacerea dumneavoastră. Foarte interesant este acest schimb de energie de la unii la ceilalți. Să vedem pentru dragile mele balanțe ce mesaj vine din partea îngerilor. Iată, Athena este îngerul dreptății. Și vă spune în felul următor că tu ești în siguranță și de asemenea ai multă putere și să fii conștient de faptul că această putere e folosită într-un mod iubitor față de ceilalți, în așa fel încât ei să beneficieze la fel de mult ca și voi. Aveți o poziție socială puternică, aveți o poziție foarte bună pe planul material sau spiritual. Ei bine, puterea pe care o aveți, materială, de orice fel, o puneți în slujba celorlalți, puterea pe care o aveți de convingere sau oricare ar fi ea fizică, de ce nu, o veți folosi în sprijinul celorlalți și asta vă spune Athena, da, să-ți faci tu dreptate ție, dar să ai grijă să faci dreptate și celorlalți. Foarte frumos îndemn, dragii mei, vă doresc Paște fericit în continuare și să vă bucurați de tot ce poate fi mai bun. Am ajuns la Zodia Scorpion, dragi doamne și domni, să vedem ce părere au aceste cărți. Da, care sunt cele trei zodii care vă adresează
mesaje. În primul rând, văd că este cineva din zodia Pești care spune să vorbești mai puțin și să simți mai mult. E o persoană în zodie de apă ca și voi și cred că are să vă spună ceva. Vrea să vă invite să ascultați activ ce are să vă spună. Poate fi un partener, o parteneră, poate să fie un membru de familie sau un prieten apropiat. Deci, ascultând mai mult, puteți afla anumite secrete care să vă ajute în viața voastră, în activitatea voastră. Totodată, vorbind mai puțin, probabil că aveți această deschidere să simțiți voi înși vă ceea ce, ce emoții aveți. Pentru că s-ar putea voi, prin a vă distrage atenția, să nu fiți atenți la, să nu puneți preț pe emoțiile pe care le aveți. Și poate este important să stați cu voi înșivă, să ascultați, să vă ascultați gândurile, să vedeți, să evaluați puțin dacă vă place situația în care sunteți, ce emoții vă încearcă, să le înțelegeți, să le acceptați. Foarte frumos prim mesaj. Al doilea mesaj pentru Scorpion vine de la un berbec care spune să vă răcoriți emoțiile, să le spuneți celorlalți ce aveți pe suflet, să vă exprimați iubirea, să vă exprimați într-un mod asertiv ceea ce vă deranjează. Vă și spune să vă răcoriți, adică să nu mai țineți în voi, dragi scorpioni, pentru că vă afectează, somatizați prin ceea ce țineți, de teamă să nu supărați, de teamă să nu, ce vor spune ceilalți. Acest berbec vă spune tocmai să n-aveți conflicte interioare, să spuneți exact ceea ce aveți pe inimă, pe suflet, să vă răcoriți aceste emoții. Și iată cea de-a treia carte, hai să vedem, este un capricorn cu mesajul să te ridici și să conduci. Dragii mei scorpioni, aveți încurajare, fie că e un drum lung pe care ați pornit, fie că aveți nevoie de un succes, sunt mari șanse să reușiți. Această carte și această persoană, fie că este în relație cu voi, fie că este în membru de familie sau prieten, vă încurajează, ridicați-vă, urcați, mergeți în continuare, faceți pași și conduceți, pentru că voi, prin puterea exemplului vostru, reușiți să-i determinați și pe ceilalți să vă urmeze, da, exemplu. Să vedem puterea gândului pentru dragii mei scorpioni. Puterea gândului este și o afirmație care vă poate ajuta. Iată, puteți să repetați după mine, sunt demn, demnă de a fi iubit, iubită. Totodată, da, aceasta este și o invitație să aveți mai multă încredere în voi, că meritați o iubire necondiționată, nu trebuie să faceți nimic pentru a fi iubiți. Ce mesaj aveți pe verso și puteți repeta după mine? De cel puțin 3 ori pe zi stau în picioare cu brațele larg deschise și spun, sunt dispus, dispusă să las iubirea să intre în mine, e bine să las iubirea să intre în mine. Se pare că vin spre voi oameni care vă iubesc și să nu vă temeți, dragii mei, să acceptați această iubire, apreciere, respect și admirație pe care le veți primi. Și iată și un mesaj din partea unui înger. Iată, Fiona are următorul mesaj. Spune că tu ești acum ascultat, că rugăciunile tale către îngeri sunt ascultate și vei primi ajutorul de care ai nevoie, fiind deschis să primești o ghidare divină și o asistență din partea divinității, că tu pur și simplu meriți, drag scorpion, să fii ajutat, da, de îngeri și că rugăciunile, cum spuneam, îți sunt ascultate.
Eu sper că ai primit mesaje care să te ajute în demersurile tale. Îți doresc Paște fericit în continuare și iată cum am ajuns la zodia săgetător. Pentru dragii mei săgetători, să vedem, dragi doamne și domni, ce părere au aceste cărți. Sunt trei zodii care doresc să vă adreseze următoarele mesaje. În primul rând, iată, un capricorn vă încurajează să vă ridicați, să mergeți în continuare, să pășiți pe drumul spre succes și să conduceți. Voi sunteți lideri, voi sunteți persoane care îi motivează pe ceilalți prin exemplul personal și aveți poate o încercare, aveți o provocare pe care să o acceptați. Această persoană din capricorn, fie că se află în familia voastră, sunt parteneri, prieteni sau colaboratori, dar vă inspiră să mergeți înspre a conduce, da, să le arătați și celorlalți calea pe care să meargă. Cea de-a doua persoană este din zodia Taur și spune să fiți mândri de voi înșivă. Se pare că modestia, dragi săgetători, vă determină să nu preluați toate avantajele care vi se cuvin. Fiți mai mândri și ceilalți probabil că vă vor aprecia, vă vor recompensa mai mult. Dacă sunteți perfecționiști, da, e foarte important să fiți mândri de voi, ca altfel veți fi în permanență nemulțumiți și veți dori să faceți și mai bine și mai bine. Această persoană în zodia Taurului vă aduce, da, în atenție acest aspect. Și iată, un scorpion spune că trebuie să revelați ceea ce trebuie văzut. Fie că voi trebuie să arătați cuiva un adevăr, fie că voi trebuie să povestiți despre un secret, ori această persoană din zodia Scorpion dorește să vă spună un secret. Este poate un secret între voi care trebuie spus mai departe. Ceva ce a stat ascuns se va arăta, fie din partea voastră către ceilalți, fie de la ceilalți către voi. Veți vedea exact cum anume vor decurge, da, evenimentele. Să vedem puterea gândului dumneavoastră și ce mesaj motivațional vă poate inspira în această perioadă. Puteți repeta după mine. Mă înalț deasupra tuturor limitărilor. Așa este, limita este cerul, cum se spune. Niciodată să nu avem convingerile limitative care să ne împiedice să ne urmăm visurile. De foarte multe ori avem acest autosabotaj și ne facem noi, da? ne împiedicăm cu stângul, da? Ne dăm cu stângul în dreptul, cum se spune. Și să vă înălțați deasupra acestor limitări. Am să vă invit să citim împreună, da, de fapt să rostiți după mine și mesajul motivațional. De fiecare dată când întâlnesc o problemă dificilă în viața mea, îmi folosesc experiența ca să învăț și să fac progrese. E adevărat că uneori anumite încercări care nu pot avea succesul scontat ne descurajează, dar e foarte important să progresați și să nu renunțați la ceea ce v-ați propus. Să vedem pentru dragile noastre doamne și domni din Săgetător, care este îngerul, este Arhanghelul Gabriel, dar vine cu o bucurie spre voi, să știți. Arhanghelul Gabriel este cel care i-a adus bună vestire Fecioarei Maria. Ce spune acest Arhanghel? Că tu ai o misiune importantă în această viață, care implică atât comunicarea cât și artele. Și să nu permiți unor insecurități și unor temeri să te țină și să te întoarcă din drum. Te va ajuta acest arhanghel, indiferent de profesia dumneavoastră, sau poate chiar activați în domeniul comunicării și artelor, dar dacă nu o faceți, să încercați cât puteți de mult, printr-un hobby, printr-o activitate extra, sau chiar la locul de muncă,
să aduceți darul acesta, să-l oferiți și celorlalți. Voi sunteți talentați, voi sunteți talentați în comunicare și în arte și ceilalți pot beneficia de aceste daruri. Dar, săgetători, vă doresc Paște fericit în continuare și iată, am ajuns la Zodia Capricorn. Să vedem, dragi Capricorni, care sunt mesajele de la Zodii pentru voi. Sunt cele trei persoane care doresc să vă adreseze câte un mesaj. Văd că este cineva din Zodia Rac care îți spune să iei pauză, să te odihnești, să te oprești din tumultul acesta al activității. Totodată, această carte și această persoană din Zodia Rac îți propune să deschizi larg fereastra, să și cu brațele în lateral, da, larg deschise, să inspiri foarte adânc de câteva ori aerul curat și în expirarea ta să lași toate durerile, să lași toate supărările și toată energia negativă să se ducă pe fereastră, cum se spune, da? Deci, dacă puteți să respirați aer curat, să inspirați și să expirați aerul curat în fața ferestrei, sau efectiv să vă odihniți, să vă luați un concediu, e important, pentru că efortul dumneavoastră a fost foarte susținut până acum. Iată un săgetător, spune să vă focusați pe partea bună a lucrurilor, să fiți optimiști și pozitivi, pentru că văzând partea bună, partea avantajoasă, și Universul va ști pe ce vreți să vă axați. Dacă voi v-ați concentra pe emoții negative, Universul probabil ar crede că sunteți preocupați de acestea. Focusându-vă pe pozitivitate, acest săgetător vă și spune că veți vedea niște rezultate palpabile în starea dumneavoastră de bine. Iar cea de-a treia persoană este din Taur și vă spune să fiți foarte mândri de voi. Persoana aceasta vă este partener, parteneră, poate să fie de asemenea un membru de familie sau un colaborator. Deci aveți foarte multe motive să fiți mândri și de multe ori modestia vă ține de a nu vă bate cu pumnii în piept. Deci fiți cât mai mândri de tot ceea ce ați realizat. Probabil că sunteți perfecționiști și tot timpul credeți că ați fi putut face și mai bine, și mai bine. Dar e important să vă recompensați, să vă felicitați pentru fiecare etapă și pentru fiecare progres. Iată ce frumos mesaj aveți, motivațional. Puteți repeta după mine, este puterea gândului, dragii mei. Eliberez toate fricile și insecuritățile sau îndoielile. Da? E scris așa cu floricele. Deci veți elibera insecurități, frici și îndoieli. Ce vă mai spune mesajul cărții, dacă puteți să-l repetați după mine? Aleg acum să mă eliberez de toate îndoielile și fricile destructive. Mă accept și creez pace în mintea și inima mea. Sunt iubit, iubită și în siguranță. Se pare că aceste afirmații vă ajută să conștientizați faptul că nu sunt temerile acelea pe care poate vi le închipuiți sau e o ușoară anxietate legată de viitor, de ceea ce urmează. Acestea le veți găsi, se vor, cum să spun, își vor găsi o cale în a vă încuraja, să veți prinde curaj făcând anumite lucruri sau în anumite situații. Iată ce frumos! Fiona vă adresează următorul mesaj. Spune că deoarece tu ai cerut ajutorul îngerilor și suportul lor, să fii deschis, deschisă, să primești o ghidare divină și o asistență, pentru că tu meriți să primești ajutor din ceruri. Foarte frumos, dragii mei! Ajutorul acesta poate să se refere, da, poate chiar v-ați rugat, poate chiar ați
așteptat un anumit miracol într-o anumită privință, ei bine, se va găsi o cale să aveți mai multă încredere în divinitate. Eu vă îmbrățișez, vă doresc un Paște fericit în continuare și iată, la acest moment am ajuns la Zodia Vărsător. Dragi doamne și domn din Vărsător, ce părere au cărțile? Sunt trei mesaje, trei zodii, care doresc să vă spună câte ceva. În primul rând, văd un săgetător care vă spune să vă focusați pe pozitivitate, pe partea bună a lucrurilor. Văzând ceea ce este bun, concentrându-vă pe el, și Universul va considera că vă preocupă această parte pozitivă și vă oferă mai mult din optimism, din... Dacă ar fi fost gânduri negative sau stând în gânduri negative, ar exista, cum se spune, șanse ca Universul să creadă că acel lucru vă interesează. Deci fiți mai focusați pe pozitivitate, asta vă adresează săgetătorul, care poate fi partener, parteneră, membru de familie sau prieten, colaborator. Apoi mai este un scorpion, dragi vărsători, care spun, da, scorpionul spune, să reușiți să vă eliberați de tensiune, să respirați și să vă calmați, să aduceți puțină bucurie în viața voastră. Se pare că voi sunteți destul de încrâncenați așa în ceea ce aveți de făcut și trece viața pe lângă voi. Cartea aceasta vă îndeamnă să fiți mai calmi, să mergeți în locurile care vă ajută să vă limpeziți gândurile, poate în preajma unei ape, în natură, da? Și în felul acesta să vă simțiți mai bine. Apoi, al treilea mesaj este de la un taur care vă spune să fiți mândri de voi înșivă. Se pare că voi ați realizat destul de multe, fiind modești, nu... Simt așa că nu vă vine să vă recompensați, să vă lăudați, dar, dragii mei, fiți foarte mândri de tot ceea ce ați realizat, de voi înșivă și cereți celorlalți, da, să vă respecte, să vă recompenseze pentru eforturile voastre. Mergem acum la puterea gândului, să extragem o carte pe care eu o să o citesc și voi, dacă sunteți de acord, puteți să repetați, da, după mine, ceea ce spun. Iert toate experiențele din trecut. Se pare că este necesară această iertare pe voi înșivă, ceea ce s-a întâmplat la un moment dat. Ce spune mesajul? Tot așa puteți să repetați după mine. Nu trebuie să știu cum să iert tot ce am de făcut, este să fiu dispus, dispusă să iert și Universul va avea grijă de felul în care voi ierta. Foarte frumos mesaj, dragii mei, aici văd împăcări și șanse, da, de a scăpa de un bagaj emoțional, pentru că încrâncenarea pe o emoție negativă este ca o greutate pe sufletul dumneavoastră. Hai să vedem ce înger dorește să vă adreseze un mesaj. Este vorba despre Serena. Ce vă spune Serena? Spune că este îngerul abundenței și că dumneavoastră veți primi banii de care aveți nevoie și că Dumnezeu vă va ajuta în ceea ce se va întâmpla. Să aveți mai multă încredere în divinitate. Dragi vărsători, sper din tot sufletul să rezonați cu tot ce a fost spus bun în această etalare. Vă doresc Paște fericit în continuare și să vă simțiți bine, dragii mei. Eu vă îmbrățișez cu drag și iată, am ajuns la Zodia Pești, da? Să vedem care sunt, dragi doamne și domni, care sunt cele trei persoane și zodiile lor și ce mesaje au ei să vă transmită. Primul dintre ele este o fecioară, o doamnă sau un domn din fecioară. Spune să evaluați o anumită situație în care poate vă aflați voi și persoana dragă, să evaluați situația în care sunteți voi înșivă,
persoana aceasta fie vă este partener, parteneră, fie membru de familie, prieten sau colaborator. Trebuie să vedeți dacă ați vrut să ajungeți la o anumită situație, dacă sunteți mulțumiți, dacă v-ați îndepărtat sau nu de obiectivele dumneavoastră. Vă poate ajuta acest fel, da, de a analiza lucrurile. Și iată și al doilea mesaj. Săgetătorul vă spune să vă concentrați pe pozitivitate, să fiți mai optimiști, să fiți mai, să vă așteptați la lucruri bune, ca Universul să știe că voi doriți astfel de lucruri pozitive. Dacă ați avea grijă, Universul ar crede că sunteți preocupați de griji și ar putea să vină cu mai multe. Iată și un vărsător, dragii mei, din Zodia Pești. Un vărsător vine cu mesajul să reflectați asupra priorităților pe care voi le aveți. Poate că voi ați făcut o anumită ordine în viață. Ați acordat timp și energie, resurse pentru anumite aspecte, iar această persoană din zodia vărsător spune să reflectezi dacă prioritățile pe care ți le-ai setat sunt cele care îți servesc, da, interesului tău personal. Sau poate fi această persoană cineva din, da, o persoană dragă ție, cu un partener, o parteneră. Totodată poate să fie un colaborator sau un prieten foarte important. Hai să vedem puterea gândului pentru voi. Puterea gândului îl puteți, da, ca afirmație puteți să repetați și după mine. Se referă la faptul că le îngăduiți celorlalți să fie ei înșiși. Aveți această deschidere a faptului că suntem diferiți și că alegerile pot fi diferite, comportamentul nostru la fel este diferit. Ce mai spune mesajul cărții? Puteți să repetați după mine. Nu încerc să-mi vindec prietenii, îmi fac munca mentală și mă vindec pe mine, iar acesta este cel mai bun lucru pe care îl pot face pentru ceilalți. Este vorba de lucrul cu voi înși vă. Se pare că fiecare are grijă de sine și în felul acesta toți ceilalți beneficiază, dar mai ales la alungarea gândurilor negative, la alungarea temerilor care vă stau în contra ceea ce vreți să obțineți. Hai să vedem, dragii mei, ce înger dorește să vă adreseze un mesaj. Iată, aveți îngerul Maia și mesajul spune că învățătura, studiul și educația te vor ajuta în scopul vieții tale și în creșterea personală în perioada respectivă, iar îngerii te vor ghida și te vor ajuta în acest proces de învățare, de studiere, de evoluție a voastră, dar e un progres, poate, spiritual, de orice fel de natură, dragii mei. Sunteți, iată, ocrotiți, mai ales în profesie, mai ales în dezvoltarea voastră, da? Ceea ce, bineînțeles, că sună foarte bine. Eu vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc un Paște fericit în continuare. Vă mulțumesc pentru abonări, pentru comentarii și sunt recunoscătoare, dragii mei. Toate cele bune, să aveți grijă de voi. La revedere!